trei ani aveam eu onoarea să fiu femeia anului. Anul acesta am avut bucuria să dau acest premiu și am dat unei persoane foarte dragi mie acum, n-am cunoscut-o atunci. Este vorba despre Simona Bișboacă, pe care o salut și îi mulțumesc tare mult că ai venit. Să știi că atunci când ți-am dat premiu pe scenă aveam niște emoții de nu mai puteam. Îmi tremurau genunchii. Acum țin premiul ăsta în mână, dar nu mai îmi tremură genunchii. Dar știi de ce? Că ne cunoaștem. Da! Mulțumesc că ai venit, foarte frumos premiu. Și un premiu care cred eu că vine în sprijinul tău. Să spună, da, ești pe drumul cel bun, Simona, fă lucruri în continuare, așa-i? Exact. Hai să ne așezăm și să... O încurajare, așa-i? Hai să ne așezăm și să explicăm telespectatorilor despre ce este vorba, pentru că eu am rămas foarte uimită. Când mie mi s-a spus trebuie să dai anul acesta premiu unei fete extraordinare care a făcut lucruri minunate. Și când am citit acolo ce lucruri ai făcut, am zis, wow, minunat. Simona, o să spun de spectatorilor mei că tu ai reușit prin cercetările pe care le-ai făcut să ne ajuți pe noi toți oamenii să fim mai sănătoși, așa-i? Exact. O să fie foarte curioși telespectatorii mei să le spui, pentru că știi, cu toții ne dorim să avem un plus la capitolul sănătate. Puțin dintre noi facem ceva în direcția asta, chiar dacă ne dorim și știm ce avem de făcut. De cele mai multe ori ne dorim ceva minune, știi? Ne dorim așa, pocnim din degete sau găsim un produs sau facem ceva. Ei, tu ai făcut asta. Cum de ți-a venit ideea și de unde a plecat dorința asta ta de a, nu știu, de a aduce ceva pentru oameni? De mic am fost așa pentru nu neapărat pentru sănătate, dar pentru semeni, pentru să ajut. Îmi făcea plăcere să ajut pe cei din jur și dacă puteam să fac, eram foarte bucuroasă de poate un zâmbet, o mulțumire și produsele care le-am făcut, primul dintre ele, ideea mi-a venit când am fost în Italia, la Universitatea din Bologna. Am fost cu o bursă Erasmus în timpul facultății și pot să zic că acolo s-a întâmplat primul pas. A fost prima apropiere de polifenol antioxidanți. Și am început să studiez, să învăț cu ce se mănâncă. Acolo studiam polifenole din vinuri. Ulterior, după ce m-am întors în România, trebuia să-mi pregătesc și lucrarea de diplomă și mă tot gândeam eu ce proiect să-mi aleg și am reușit să fac o lucrare de diplomă care, în momentul când am prezentat-o, am pus pe masă profesorilor din comisie și două variațiuni ale produsului actual, mă rog, era strămoșul produsului actual, era altfel făcut. Mi-a mai trebuit câțiva ani ca să pun la punct tehnologia de obținere a produsului și în 2009 am reușit să îmi înregistrez brevetul de invenție. Și practic de acolo a pornit totul, plus încurajările familiei, prietenilor, toată lumea, Simo, trebuie să faci chestia asta pentru că e foarte bine. Da. Simona e o fată extraordinară care, mă rog, nu-i place să spună multe lucruri despre ea, dar vă spun eu că a luat premiul Femeia Anului în urma cercetărilor pe care le-a făcut și în urma faptului că comunitatea internațională a recunoscut-o ca o persoană care a reușit să facă Simona să fac, deci prin cercetarea care am făcut-o în obținerea produsului, am făcut totul pe o cale liniară, fără ocolișuri, bine, și bugetul a influențat partea asta de cercetare, adică de obicei când te gândești cercetare, wow, costisitor, bani mulți, așa, dar se poate și... Deci dacă vrei, se poate. Asta se e și motul meu, da. Bravo. Deci nu există, nu se poate. Este foarte important să credeți în voi și în capacitățile voastre și să faceți ceva în direcția asta, să nu așteptați să vă cadă ceva. Asta a făcut Simona pentru că, da, brevetul ei a luat medalia de aur la salonul de inventică, așa-i? Da, am fost în 2011 prin intermediul Asociației Inventatorilor din România la Varșovia.
Era un salon internațional de invenții, în special pe parte de chimie, biochimie, medicină. Acolo ambele brevete cu care am participat, nu că mă laud, am 4 brevete de invenție la ora actuală și mai sunt altele în trebuie lucru. Trebuie să spui, pentru că tu ești la o vârstă la care alți tineri cred că nu se poate face nimic în țara asta și că lucrurile nu pot să funcționeze normal. Ei, eu cred că da, pot să funcționeze normal. Important este ca noi să avem capacitatea să facem ceva, să credem în proiectele noastre și să acționăm în consecință, așa e? Exact, exact. Ia de medaliile să le vadă telespectatorii mei, foarte frumos. Medalia de aur pentru cel mai puternic antioxidant. Asta a fost, nu? Da, și foarte un premiu special din partea Asociației Inventatorilor din Coreea. Sunt doar două din medaliile care am obținut de-a lungul anilor. Felicitări, este un lucru foarte important că tu ai crezut în proiectul tău și ai avut și susținere, dar ai știut probabil cum să spui lucrul acesta, așa? De multe ori este foarte important să știi să spui. Și asta pot să zic că a fost o doză de noroc, sincer. Am găsit oamenii potriviți în momentele potrivite. Da, dar n-ai stat în casă și te-ai uitat pe pereți, Simona, da? Evident, spune Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Adică, să fim serioși, trebuie să și faci ceva. Nu aștept să pice din cer. Da, eu am rămas uimită când tu ai povestit un pic de faptul că acest produs pe care tu l-ai inventat vine în ajutorul oamenilor care au diverse afecțiuni, pentru că crește sistemul imunitar și ajută foarte mult în a-și rezolva sau ameliora anumite probleme de sănătate, așa? Din păcate, multă lume apelează la diverse tratamente în momentul în care sunt deja cu o afecțiune. Ideal ar fi de prevenție. Bravo, ce bine ai spus. Și recomand tuturor să mănânce fructe, legume crude, inclusiv iarna, și de preferință să caute surse autohtone. Așa e, pentru că, da, se spune că fructele și legumele care cresc la noi, exact, în zona asigură, în care noi trăim, asigură nutrienții absolut toți. Nutrienți și fitonutrienți. Da. Fitonutrienții sunt responsabili cu partea terapeutică. Deci trebuie legume de la noi, pentru că, la fel cum legumele, fructele trăiesc în arealul nostru geografic, au fitonutrienții necesari, la pentru fel acel, exact, pentru acel areal. Dacă sunt din import, nu știu de prin ce țări străine, sunt bune pentru zona respectivă. De exemplu, într-un climat foarte cald sunt anumite soiuri de plante care trăiesc, la noi nu trăiesc și din cauza asta, pentru că fitonutrienții care îi produce planta nu sunt adecvați zonei respective. Zonei noastre, foarte frumos ai spus, pentru că da, oamenii trebuie să înțeleagă, nu e rău să mănânci și anumite fructe sau legume din afara țării, dar ele nu-ți aduc cantitatea de nutrienți de care organismul are nevoie. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să fim un pic mai atenți. Ei, despre asta vorbim astăzi, despre modul în care noi ar trebui să ne preocupăm de starea noastră de bine, de sănătate. Și Simona spune un lucru foarte important, că este mult mai ușor să previi, așa spun și eu. Și cred că și voi știți asta, dar faceți mai greu lucrul acesta de multe ori. O să întreb pe Simona dacă copiii, fiul tău, e oarecum ancorat sau preocupat de munca ta. Bine, te mai trage de rochie, mama, ce faci aici în laborator? Sau nu? O chestie haioasă. În prima zi de școală, cum e în clasa 1, i-a întrebat educatoarea pe toți copiii ce vor să facă când o să fie mari. Polițiști, medici, veterinari, nu mai știu ce. Și vine rândul lui Alex și spune, om de știință. Deci, cred că îl influențez foarte mult în activitatea lui și tot timpul vrea să inventeze lucruri, să facă, deci își dorește asta, are deja planuri, cum a învățat să scrie deja și pe carnețel își trece acolo ideile lui, ce vrea să inventeze. Este bine că noi suntem exemple pentru copiii noștri și nu numai, și atunci de-aia trebuie să fim atenți la toate detaliile. Și îl încurajăm
încurajez. Mare lucru. Da, și îi spun, nu există, nu se poate. Deci asta neapărat trebuie să ne intre la toți în minte. Asta... Orice se poate, trebuie să vrei și să faci și să lucrezi. Și să nu te lași demoralizat de ce vezi în jurul tău. Exemple negative, să zic ce așa. Ce proiecte ai în continuare, Simona? Am în derulare câteva proiecte. Colaborez și cu Universitatea din Oradea pe o chestie, deocamdată o să fie, nu vreau să spun prea multe, că vreau să fie o surpriză. Dar nu stai locului. Nu, în niciun caz. La vârsta dacă ta, nu nici este n-are... ceva, inventăm. Exact. Asta e motto-ul nostru. Foarte important. Eu știu că tu faci o echipă extraordinară cu soțul tău, salutăm și pe soț și pe copil, și că te susține foarte mult în ceea ce faci. Cât este de focusat și el, nu știu, să aibă idei și să spună, Simona, hai să inventăm și o mașină cu abur. Da, acum, bine, l-am corupt și pe el, evident. Ne vin idei împreună acum, discutăm, hai să facem asta, ok, cum? Nu știu, hai, deci avem curiozitate amândoi să facem lucruri noi și inclusiv utilajele le-am conceput noi. A fost necesar ca să putem să ne mărim producția. Am căutat utilaje în alte părți, nu am găsit exact pe ceea ce avem noi necesar în firmă. Și atunci a venit el și a zis, hai să inventăm ceva aici, nu? Sau cum? Amândoi. El e inginer în instalații și atunci ne completăm. El vine cu partea tehnică, eu cu partea tot tehnică, dar necesarul producției și facem echipă bună. Super, mă bucur tare mult. Care este modul tău de a te relaxa? Pentru că bănuiesc că e o muncă destul de stresantă și stai mai mult acolo adunată în calcule și în da, din păcate, din păcate stau cam prost la capitolul timp liber, foarte prost. Mi se pare că a intrat timpul la apă. 24 de ore, nu mai este 24 de ore. Mai merg și la sală, am început să merg la sală că simțeam nevoia după e altceva să mergi să faci un sport organizat decât când și când. Și mine îmi place să înot și stând la Oradea mai mergem și pe la Felix, la băi. Da. La apă termală, nu? Da. E foarte important. Văd că vrei să ne aduci să gustăm din preparat? Da, normal. Dar înainte să gustăm, sau după ce gustăm, o să ne gândim ca Simona să ne ajute să avem o dentiție bună, nu? Și să nu facem carii, Simona, nu? Bineînțeles. Bine ai venit, Simona. Am venit să-ți fac cadou o gumă sănătoasă, guma spray. Vrei tu să-ți faci cadou? Mulțumesc. Da, bineînțeles. Invitate mele. Ia uite, ai văzut? Te așteptai să-ți facem cadou? Alege și tu. Adică îmi place guma. Își spun eu care o alege, Florentina Scorțișara. Scorțișara, știi de ce îmi place Scorțișara? Pentru că este un antibacterian extraordinar de eficient. Da. Pe lângă Scorțișara, dar știi ce face guma aceea cu Scorțișara? Ce face? Pentru că are xilitolul, că substanța de bază, îndulcitorul. Așa? Natural, atunci are dublă acțiune antibacteriană. Și astfel xilitolul și aroma de Scorțișara vor deveni cel mai bun prieten ai dintelui, nu? Wow! O să avem un zâmbet. O să avem un zâmbet excelent. Și să le mai folosiți, le puteți găsi pe site-ul islier.ro, în plafar, în magazinele naturiste. În toată țara. În toată țara. Și veți avea tot timpul un zâmbet frumos, ca să puteți lua următorul premiu. Ce frumos, Simona! Tu zi două, Simona, alături de mine astăzi. Îți mulțumesc tare mult. Am și un cadou. Ai și tu cadou? Da. Să facem cadouri. Hai să ne facem. Și eu am un cadou pentru tine. Știi ce? Cartea mea. Mulțumesc. Cartea mea și eu îți mulțumesc. Tu îmi dai, eu îți dau pentru o cură. Da. Eu îți dau hrană pentru suflet și tu îmi dai hrană pentru trup, dacă asta se numește trup și trup suflet. Și suflet. Îți mulțumesc tare mult. O să mă gândesc că le-ai făcut cu mare drag toate cercetările. Și cadouri din partea mea. Te-ai
Să ne sună plină de cadouri. Prânzul, ce ai făcut, Simone? M-am pregătit un lup de mare cu legume. Wow, cum arată, Simona, îți place? Super, foarte. Care avem și niște muguri de broccoli, conopidă, baby corn sau colombă. Da, până Simona gustă, Simona, te rog să guști. Eu vreau să mă duc spre masa ta de bucătărie și să le spun telespectatorilor mei că este foarte simplu să facem mugurii aceștia. Putem să-i facem acasă. Normal, normal. Foarte ușor. Se iau semințele, se pun într-un vas, se pune apă peste cât ei, se acoperă semințele. Se lasă la soare și la căldură și cresc singuri. Și avem nutrienți extraordinar de important pentru organism. Bravo! Îți mulțumim tare mult pentru prezența ta alături de noi și în bucătărie. Simona, să-mi spui cum e. Îi dăm 10? Extra, super. Știi ce? Hai să iei platou pentru că vreau să -mi iau la revedere de la telespectatori. Simo, ne luăm la revedere de la telespectatorii mei. N-am o medalie să-ți dau acum, dar știi ce medalie ți-aș da? De cea mai bună mămică, pentru că eu sunt sigură că fiul tău ne va da dreptate că ești cea mai bună mămică și o să-i duci lui un majun. Mulțumesc! Da? Da. Ca să avem cadouri pentru toată familia, nu? Îți mulțumesc și eu tare mult, Simona, că ai fost alături de noi, să ai parte de multe bucurii în continuare alături de familie, să ne mai aduci brevete și invenții cu medalii de aur, iar vouă vă doresc să aveți o medalie de aur la stil de viață sănătos, pentru că da, o meritați dacă vă uitați în continuare, faceți ceva în direcția asta. La revedere! Emisiunea oferită de PharmaClass, un plus de sănătate pentru tine. Și de Penalex.